Volodimir Zelenski spune că ucrainenii își vor crea propriul miracol de Crăciun, vom rezista și în această iarnă. Președintele Volodimir Zelenski a transmis sâmbătă, 25 decembrie, că ucrainenii își vor crea propriul miracol de Crăciun. Liderul de la Kiev a spus că vor rămâne neînvinși, în ciuda atacurilor rusești care au aruncat milioane de oameni în beznă. Așadar, liderul de la Kiev a spus că libertatea a venit cu un preț ridicat, însă sclavia ar costa și mai mult. Am îndurat la începutul războiului, am rezistat la atacuri, amenințări, șantaj nuclear, teroare, lovituri cu rachete. Vom rezista și în această iarnă, pentru că știm pentru ce luptăm, a declarat Volodimir Zelenski într-un videoclip publicat pe pagina sa de socializare. Clipul, care a durat puțin sub 9 minute, a fost filmat în aer liber, noaptea, cu doar câteva lumini albe și un pom de Crăciun în fundal.